Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta un eveniment cultural, o noutate editorială în portofoliul editurii Herald, mai precis în cadrul colecției Arta Regală, Istoria francmasonilor, de Jean-Paul Dubreuil, o carte, așa cum spuneam, publicată în colecția Arta Regală, în traducerea domnului Gabriel Doru Avram. Alături de noi astăzi este domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală, în care au apărut foarte, foarte multe titluri importante ce ține de literatura sapiențială masonică. Iată, astăzi vorbim despre o carte importantă, am putea spune alcătuire compozită de teme și referințe masonice. Găsim aici o secțiune ce concentrează problemele, pe de o parte, de istorie masonică, o secțiune de ritualistică, partea de ritual, dar și o amplă alocare de spațiu editorial pentru prezentarea unor particularități privind manifestarea masoneriei în Europa, în mod simetric la începutul și respectiv la sfârșitul lucrării sunt consemnate câte două capitole ce evidențiază atitudinea autorului față de fenomenul masonic, despre care noi am mai povestit cu alte ocazii prin intermediul, cum spuneam puțin mai devreme, al cărților publicate în această superbă și elegantă colecție Arta Regală. O carte nouă, o noutate editorială, domnule Vasile Zecheru, cât de important este acest autor și cât de importantă este această carte, care, iată, vine cumva în continuarea celorlalte titluri publicate anterior în această colecție, în colecția Arta Regală. De altfel, toate, începând de la primul titlu publicat în această colecție și iată până acum și cu siguranță vor fi multe alte titluri, sunt foarte importante pentru cei care sunt pasionați de literatura masonică, dar și pentru cei care vor să înțeleagă mai bine acest fenomen, atât din interiorul lui pentru practicieni, dar cât și din exterior. Bună ziua, în primul rând. Sigur că ne bucurăm când apare o nouă carte. Cartea lui Dubreuil, Jean-Paul Dubreuil, intitulată Istoria francmasonilor, este o reeditare a unei lucrări. A mai apărut această carte acum vreo mai bine de 10 ani, însă este adusă la zi, au fost făcute foarte multe intervenții, note, explicații, astfel încât cartea actuală este cu mult superioară, spune eu, celeilalte lucrări apărute acum 10 ani. Cartea este importantă, inclusiv pentru cititorul din mileniul 3, ca să spun așa. Este structurat, așa cum ați arătat și dumneavoastră, pe trei mari părți. Are două capitole la început și două capitole la sfârșit, explicative și oarecum intervenționiste, așa în sensul că autorul prefigurează cumva un proiect de resetare, ca să folosesc un cuvânt nou, a masoneriei. Cartea este scoasă în 1838, atunci a apărut. Este o perioadă specială, acest prim început de secol XIX. De ce? Pentru că Napoleon lasă moștenire, între altele, și o masonerie adusă la remorca politicului, cumva. Acest lucru nu a convenit aristocrației timpului, care s-a revoltat în toată Europa și a dat seama că masoneria a fost atunci folosită de către Napoleon pentru scopurile sale și, drept consecință, în întreaga Europa, masoneria a fost prigonită. Au apărut tot felul de intervenții ale statului, care, știți bine, în acea perioadă era deținut de aristocrația tradițională, încă nu trecuseră cumva pârghiile statale în mâinile burgheziei, astfel încât peste tot în Europa masoneria a avut de suportat consecințe după această etapă napoleoniană.
Urmează apoi o perioadă de tranziție, așa să-i spunem, de la 1815, când s-a restaurat în Franța monarhia, și până prin 1830, când este, iar lumea europeană este zguduită de o revoluție. O revoluție care s-a dorit a fi antimonarhică, dar care de fapt înlocuiește o monarhie cu un alt gen de monarhie, o monarhie constituțională. Și în sfârșit vine revoluția de la 1848. Cam acestea sunt etapele mari. Revoluția de la 1848, care a zguduit întreaga temelie politică a Europei, nu este altceva decât un construct al acelei masonerii. Se știe foarte bine că, nu întâmplător, lucrurile au decurs ca o revoltă generală pornită de la Paris și s-a extins în toată Europa, inclusiv în Europa de Est, dacă vreți, pentru că și tinerii din România studiau la Paris, unii dintre ei intraseră în lojile masonice și au venit cu aceste idei și pe tărâmurile mioritice. După aceea, există un soi de radicalitate în ceea ce privește construcția masonică, în interiorul său. Nu întâmplător, în această perioadă există, putem constata acel episod Morgan în Statele Unite. În 1824 se publică o carte de către un anume William Morgan, care după aceea dispare și s-a presupus că a fost ucis de către masoni pentru că au dezvăluit ritualurile masonice. La fel și episodul cu Tudor Vladimirescu. Iată, împlinim acum 200 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu. Tot așa, a fost un episod neclar. Nu știm foarte exact ce s-a întâmplat. Istoricii noștri n-au reușit să spună. Totuși sunt presupuneri că acolo a fost un legământ masonic pe care Tudor l-ar fi făcut față de eteriști și, ca urmare a represaliilor, Tudor a fost ucis în mai, mi se pare, în mai 1821. În sfârșit, nu despre asta este vorba în carte. Am spus așa, am adus în atenție aceste episoade ca să vorbim despre spiritul acestei epoci, acestei cărți. Mai există o dominantă. Jean-Paul Dubreuil este foarte apropiat și, să spun așa, aflat în admirația lui Ragon. Ragon a fost un mare autor masonic în această perioadă. Ne mândrim cu faptul că în colecția Arta Regală sunt două cărți semnate de către Ragon. Jean-Marie Ragon. Da, și Ragon oarecum trasează linia. El a fost venerabil în celebra lojă, cum spune Dubreuil, a trinozofilor din Paris. Ne trimite cu gândul la această doctrină a trinozofiei. Iar editura Herald a scos niște cărți în care această doctrină trinozofică este prezentată, măcar parțial, adică cititorul din secolul 21 își poate face o părere despre ce a însemnat trinozofia. Sfânta și întreita înțelepciune s-ar traduce așa acest cuvânt, trinozofie. Prin aceasta este importantă cartea. După aceea, cartea face o prezentare a tuturor masoneriilor din acea epocă, din sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX. Lucruri foarte interesante sub aspect istoric. Cei care vor să studieze și vor să-și facă o părere despre acest fenomen, trebuie să mai și citească. Masoneria este un domeniu al ezoterismului cult. Nu putem ști pe de rost niște lucruri dacă nu citim, legăm lucrurile în felul acesta, prin lecturi, prin studiu individual. Cam aceasta este perioada și cam aceasta este autorul și cartea. În plus, trebuie spus, Dubreuil vorbește foarte apăsat despre acel conflict dintre catolicism și masonerie. Catolicismul prin iezuiți
a impus o serie de constrângeri asupra fenomenului inițiatic. A fost o luptă nu numai cu fenomenul inițiatic să luptau iezuiții, ci și cu știința. Dacă mergem în urmă, vom găsi episodul Galileo Galilei, care este foarte reprezentativ, și alte asemenea, să le spunem așa, momente când biserica s-a considerat lezată în interesul său general de faptul că știința progresa și că știința niciodată n-a oprimat religia. Însă ezuiții, mai ales, au venit fizic și au produs consecințe asupra oamenilor care erau exponenții științei și ai masoneriei, aș putea spune. Sigur, s-a dezlănțuit un război întreg, pe tot cuprinsul secolului XIX există acest conflict între catolicism. Ortodoxia a fost mai blândă și mai înțelegătoare cu acest fenomen, pentru că avea ea însă și un miez ezoteric și pricepea mai din interior cam ce înseamnă această dimensiune inițiatică a lucrurilor. Întrebați-mă dumneavoastră despre carte, că eu pot să vorbesc foarte mult și cu drag despre acest obiect frumos. Mie îmi place, noi am mai avut astfel de discuții și am mai făcut, pentru că nu doar că s-a impus, dar veneau așa, hai să spunem, mănușe. M-am mai făcut unele analogii, similitudini legate de Sfintele Scripturi, legate de Dumnezeu, de principiul imobil absolut, despre adevăr, cum este adevărul, faptul că nu este spus oricui și că există o relație specifică între maestru și ucenic. Și recunosc, mi-a plăcut foarte mult, hai să-i spunem, citatul de pe coperta acestei minunate cărți, și anume: deoarece Dumnezeu este adevărul, să predicați numai adevărul. Da, este un motto pe care l-am ales și pe mine m-a impresionat. Este un motto, o rostire vie a lui Dubroi, pe care, iată, noi după 150 de ani o invocăm acum. Într-adevăr, acesta este miezul ezoteric. În masonerie se spune așa: noi nu cunoaștem adevărul, însă suntem fermi, așezați cu fața către adevăr. Vrem să-l cunoaștem și înaintăm către adevăr. Aceasta este poziția clasică a inițiatului. Inițiatul își dă seama că pe măsură ce inițiat înseamnă, între altele, cineva care știe ceva mai mult decât ceilalți. Știe. Dar cu cât crește cunoașterea ta, cu atât se lărgește și necunoașterea. Iată, acest lucru îl spune frumos Jean-Paul Dubreuil în cartea sa. Sunt multe pasaje interesante și frumoase care pot fi reluate. De fapt, ce ne inspiră Dubreuil este această revizitare a tradiției. Ca să nu ne rătăcim în prezentul actual și dureros, pur și simplu, din când în când, trebuie să revizităm tradiția. Să ne ducem să vedem cum au făcut înaintașii noștri, cum au rezolvat ei, cum au soluționat ei problemele lor curente. Văzând cum au făcut ei, aplicăm mutatis mutandis și în viața noastră acele soluții. Sigur, adaptate la context, cam așa se întâmplă. Altfel spus, ezoterismul ne învață în felul următor: ce este, a mai fost, și ce a fost, va mai fi. Va mai fi. Cât de frumos, cât de o încheiere superbă. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală, și am vorbit despre această noutate editorială, această apariție publicată în colecția Arta Regală, Istoria francmasonilor, de Jean-Paul Dubreuil, o carte superbă pe care vă o recomandăm cu drag. Îi mulțumim foarte mult domnului Vasile Zecheru. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă, o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!